Noul regulament al parcărilor din oraș este deja supus dezbaterii publice și se așteaptă numai introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local Municipal. Sunt specificate metodele pentru licitație și atribuirea locurilor de parcare, iar autoritățile estimează că în curând se vor putea întocmi primele contracte pentru atribuirea locurilor de parcare. Primarul Constantin Toma a mai declarat că toate locurile cu plată care se vor amenaja în perioada următoare vor fi administrate de municipal. Nu de Urbiserv. Astfel, justifică edilul șef, se vor scuti salariile angajaților societății pendinte de primărie. Am lansat în dezbatere publică noul regulament de atribuire a locurilor de parcare și de licitare a locurilor de parcare. Am completat inclusiv cu parcări în toate zonele Buzăului, inclusiv parcările de scurtă durată, care nu vor mai fi la Urbis, vom avea mijloace moderne, vor fi date primăriei. Și, bineînțeles, treaba asta înseamnă foarte mulți bani, în loc de parcare luat de la zero, înseamnă 1700 de lei. Deci vom fi și cu o taxă un pic mai mare, pentru că pe fiecare loc de parcare trebuia să-i bași și impozitul pe teren. Este vorba de codul fiscal aici, care nu se luase în calcul înainte. Edilul șef a ținut să sublinieze că haosul locurilor de parcare și aglomerația din oraș nu sunt cauzate de lipsa spațiilor amenajate, ci de proasta administrare a acestora. Cel mai probabil, pe lângă amenajarea unor noi locuri de parcare, multe străzi vor avea sens unic, astfel că una dintre benzi va fi rezervată exclusiv staționării. Nu de lipsa de parcări neapărat, dar de neamenajarea lor și neatribuirea lor, pentru că suntem și aici, trebuie spus, singur oraș, capitală de județ din România, care nu avem așa ceva. Trebuie să punem ordine. În același timp, trebuie să strângem și bănuți, care sunt puțini, să amenajăm cât mai multe parcări la un nivel deosebit. Să le amenajăm, să le luminăm, să le facem așa cum trebuie, astfel încât să nu mai existe acest haos care e în momentul ăsta. Bineînțeles că căutăm în momentul ăsta să facem și un studiu, ai și studiu de trafic, dar să încercăm, probabil vom adopta soluții de sensuri unice pe mai multe străzi importante, astfel încât să reușim să mai câștigăm niște locuri de parcare pe o parte a străzii, pe un sens al străzii. Este foarte important, pentru că în momentul ăsta suntem sufocați. Numai în evidența municipalității figurează 50.000 de autoturisme, lor li se adaugă cele în leasing, înmatriculate în alte județe sau în Bulgaria. Se estimează că pe străzile municipiului circulă 60.000 de mașini.